În mitologie există ființe fabuloase și uneori înspăimântătoare care vestesc venirea ceasului morții. De obicei, în multe superstiții, păsările strigiforme, cum ar fi bufnițele și cucuvelele, sunt considerate a fi vestitoare de acest tip. Însă odată cu ele, vine și un personaj înfricoșător cu un corp scheletic acoperit cu o mantie neagră și cu o coasă în mână. În episodul de astăzi o să vă prezint legenda Îngerului Morții sau Moartea cu Coasa, dar înainte de a începe, nu uitați să dați un like, să vă abonați și să activați clopoțelul. Cu toții când ne gândim la moarte, cultura noastră generală ne duce cu gândul la un schelet acoperit cu o pelerină și care ține în mână o coasă, cu o înfățișare teribil de înfricoșătoare pe care nimeni nu ar dori să o vadă. Moartea cu coasa este personificarea morții însăși, iar istoria acestei imagini datează de secole. Deși imaginea s-a schimbat ușor de-a lungul secolelor, moartea cu coasa este aproape întotdeauna prezentată într-o mantie mare neagră, o față și mâini scheletice, ochi strălucitori și cu un băț lung cu o lamă curbată în partea de sus. Fiecare parte a acestei ținute iconice înseamnă ceva și a devenit simbolică pentru diverse lucruri de-a lungul anilor. Pelerina neagră, de exemplu, îi permite morții să se ascundă în umbră, amenințând oamenii dincolo de vederea lor. Mâinile și fața scheletice, precum și ochii roșii strălucitori, sugerează că acest monstru nu numai că a fost în adâncurile înflăcărate ale iadului, ci s-a întors pentru a-i lua pe alții cu el. Uneori el este prezentat și ținând în mână o clepsidră, așteptând ca boabele de nisip să se scurgă pe viața unei persoane înainte de a-și dobori lama pentru a le stinge viața. Coasa este poate cel mai iconic aspect al imaginii. O coasă este de fapt o unelta agricolă care este folosită pentru a culege cereale prin tăierea unor ramuri mari cu o singură măturare a lamei. În mod similar, atunci când moartea umblă printre cei vii, taie viața umană la fel de ușor ca grâul. În fața fenomenului pe cât de inevitabil, pe atât de tulburător al morții, misterioasa încetare a vieții și trecerea într-o altă stare despre care nu știm de fapt nimic, omul își pune evident întrebări. Ce se întâmplă când mori? Ce se întâmplă după aceea? Unde se duce partea imaterială, adică sufletul? Și tot așa, întrebări existențiale, dificile, tulburătoare, care agitau mințile oamenilor și îi nelinișteau permanent. Pentru a îmblânzi oarecum fenomenul morții, pentru a-l apropia de înțelegerea lor, oamenii au recurs la o metodă brevetată, testată de-a lungul timpului și cu eficiența demonstrată, adică personificare, și au imaginat cum ar putea arăta moartea și au portretizat-o, într-un fel au umanizat-o, reprezentând-o ca pe un om. Deși moartea este înfățișată în picturi și filme ca o ființă înveșmântată cu o pelerină neagră ținând în mână o coasă cu care retează viața oamenilor, în engleză această creatură poartă numele de Death Reaper, adică spintecătorul morții. În epoca medievală, în timpul ciumei negre, s-a dezvoltat reprezentarea morții ca un schelet sau mai multe schelete ce dansează. Această alegorie se numește în artă dans macabru, despre care veți afla mai multe la finalul acestui videoclip. O altă personificare a morții este ghidul sufletelor. Acesta este termenul general pentru îngerul, demonul sau spiritul ce conduce sufletul omului pe tărâmul morților, idee ce apare în multe mitologii și religii. În Mexic, moartea este personificată devenind un sfânt, Santa Muerte, cărora unii oameni se închină cerându-i protecție, deși Biserica Catolică nu este de acord cu existența lui. În alte culturi apare un înger al morții care ia sufletul celui muribund și îl duce spre sălașul de veci care a fost hărăzit. În religia islamică tradițională, Azarel este îngerul morții,
deși nu apare cu această denumire nicăieri în Coran, uneori apare în povestiri ca o ființă cu aspect înfricoșător, cu tot corpul acoperit de ochi și limbi. În creștinism, în schimb, Îngerul Morții era mai degrabă un personaj cu o înfățișare umană normală, chiar agreabilă, deși nu prea veselă, poate nu era chiar nici cea mai dorită prezență, dar nici nu arăta ca un monstru. Asta până în secolul al XIV-lea, când față de grozăvia a ceea ce s-a întâmplat, Îngerul Morții nu mai era îndeajuns de înfricoșător ca să personifice moartea. Era nevoie de cineva cu o înfățișare mai potrivită pentru această funcție. Mitologia românească se spunea cu ani în urmă că strămoșii noștri se temeau destul de mult de cei decedați și credeau că dacă nu sunt opriți, aceștia vor ieși din morminte și vor bântui pe cei aflați încă în viață. Dar strămoșii noștri au găsit pe loc o soluție care să împiedice teroarea fantomelor prin îngroparea decedatului împreună cu obiecte ascuțite. Logica lor ar fi fost că mortului va fi frică să se miște în mormânt din cauza să nu se taie. Astfel a devenit ceva comun în țara noastră ca în sicriu să se pună lângă mort și o coasă sau o seceră, lucruri ascuțite cele mai comune din gospodăria unui om. Și cum în țara noastră era obiceiul ca la 7 ani să se deshumeze mortul, imaginea pe care o vedeau oamenii era compusă dintr-un schelet acoperit de un giulgiu și o coasă. Și așa toată lumea reprezintă moartea printr-un schelet cu o coasă în mână. În peștera Polovraci, aflată pe cheile Oltețului, se spune că aici ar fi trăit Zamolxe, zeul dacilor, care ar fi realizat pe un perete al peșterii un desen înfricoșător care se păstrează și acum, moartea cu coasa. Desenul este realizat în tehnica negru de fum și reprezintă simbolul morții. Este una dintre atracțiile principale ale peșterii, iar vizitatorii se fotografiază lângă acest desen. Astfel, au fost realizate și cărți poștale cu acest desen obișnuit. Printre oamenii locului, există legenda că desenul a fost conceput pentru a-i ține la distanță pe curioși de această peșteră unde călugărul se adăpostise. Un alt loc asemănător este în satul Ciocănei din comuna Moșoaia Argeș. Acolo se află moartea cu coasa desenată pe un perete exterior al Bisericii Sfântului Nicolae. Nimeni nu-i mai spune așa, ci Biserica cu moarte. Construcția este un monument istoric datat din anul 1840. A fost construită pe locul unei biserici mult mai vechi din lemn, al cărei început nu se cunoaște. Oamenii povestesc că în urmă cu 30 de ani, din ordinul Partidului Comunist, parohului i s-a spus să șteargă caricatura aia de pe zidul bisericii. Preotul a pus pe un sătean, Tuturel Blit, să dea cu var peste desenul de pe perete. După ce a terminat treaba, bietul om a murit în mod inexplicabil în timp ce juca hora la o nuntă. Nu a mai trecut mult timp și preotul a murit și el într-un mod ciudat. Se afla la mormântarea unei rude de-a lui când carul mortuar a plecat la vale. Preotul nu a mai apucat să se ferească din calea acestuia. Dățenia cea mai mare este că după moartea celor doi, imaginea astupată cu var a reapărut pe perete puțin estompată. Pictura realizată de Stan Postelnic și Constantin Zugrav s-a păstrat foarte bine din anul 1840 și până în prezent. Legenda spune că desenul cu moartea cu coasa nu poate fi șters. În ultima perioadă nu a mai făcut nimeni un act de vitejie să șteargă desenul și asta pentru că celor mai mulți le este frică să nu pățească o nenorocire. După o părere răspândită în rândurile istoricilor, reprezentarea morții sub forma unui schelet, simbol al descompunerii corpului, datează din Evul Mediu, mai precis din secolul al XVI-lea și se leagă de unul dintre cele mai înspăimântătoare fenomene care au marcat existența oamenilor Europei în acele vremuri, și anume ciuma. Epidemiile de ciumă, boala sosită din Orient odată cu intensificarea călătoririlor, a ajuns pe continentul nostru împreună cu șobolanii care originar și ei din Asia i-au urmat pe oamenii în călătoriile lor de întoarcere din Asia în Europa. Bacteria care produce ciuma, Yersinia pestis, era transmisă la om de purici care înțepaseră șobolanii bolnavi de ciumă. Chestia asta o știm acum, dar în urmă cu 700 de ani, nimeni nu știa nimic despre bacterii și modul de transmitere a infecțiilor bacteriene. Tot ceea ce știau oamenii din Evul Mediu este că uneori izbucnea câte o molimă cumplită care se cerea mii de vieți în câteva săptămâni.
Nimic nu-i putea opri răspândirea, nici procesiunile, nici actele de pocăință, nici măcar măsurile drastice de izolare care mergeau până la zidirea în casă de via celor bolnavi. Boala își îndeplinea opera de nimicire și apoi se stingea treptat, dispărea, pentru a reizbucni câțiva ani, ori câteva decenii mai târziu, în altă parte de lume sau în cele pe care le mai vizitase deja. Priveliștea oferită de grămezile de cadavre care se descompuneau, răspândind un miros foarte urât și dezvăluind structura osoasă a corpului, impresiona groaznic pe cei care aveau nefericitul prilej de a o vedea. Așa s-a născut, cred specialiștii, reprezentarea morții ca schelet. Înfățișarea ei este uman, dar portretul nu este cel al unui om viu, ci înfățișează ceea ce mai rămâne din om după trecerea prin poarta dintre lumi, prin transformarea enigmatică, neînțeleasă și înspăimântătoare, care disparte existența de non-existență. Astfel de reprezentări apar în miniaturile manuscriselor, în frește de pe pereții bisericilor, mai târziu în tablouri pictate și în gravuri. Multe dintre aceste reprezentări înfățișează dansuri ale morții, un obicei medieval despre care se știe că era practicat în Europa apuseană și care ar fi avut ca scop, să zicem așa, pregătirea psihologică pentru moarte. Era o reamintire a ceea ce îl aștepta pe fiecare om. Poate ar putea fi privită și ca un soi de terapie ce ajuta oamenii să își domine teama inevitabilă în fața morții care li se arăta de pretutindeni și să își păstreze astfel în acea viață precară trăită sub amenințarea zeci de boli mortale echilibrul sufletesc. De obicei, aceste ședințe de terapie aveau loc în cimitire și îmbrăcau forma unor piese de teatru popular, o dramatizare a evenimentului întâlnirii cu moartea, reprezentată ca un schelet uman. Viitoarea victimă cerea îndurare, aducea argumente explicând pentru ce crede că moartea ar trebui să o cruțe. Dar nimic nu oprea moartea să își îndeplinească misiunea. În cele din urmă, aceasta își lua victima cu ea. Tradiții de acest fel i-au inspirat pe foarte mulți artiști care înfățișează în lucrările lor asemenea dansuri macabre în care scheletele dansează printre și cu oamenii vii de toate vârstele și de toate stările sociale, drept reamintire a faptului că nimeni, dar absolut nimeni, nu poate scăpa de moarte. În timp ce unii oameni cred că era superstiției magiei stupide s-a încheiat, există o mulțime de oameni care se agață de vechile tradiții și credințe. Când oamenii nu reușesc să înțeleagă ceva sau le este frică de asta, ei tind să creeze explicații mai ușor de gestionat și tangibile. Când moartea are forma unui om, umanizează unul dintre cele mai abstracte concepte pentru umanitate. În același mod în care oamenii primitivi au creat povești care personificau luna, furtunile, ploile de meteoriți, eclipsele și orice alt fenomen natural, alte culturi încă mai au anumite tradiții care le feresc de frica de moarte. Pentru a reaminti consolator că moartea e doar sfârșitul unei etape, în reprezentările artistice, alături de moartea scheletică, apare câteodată o femeie tânără și frumoasă, simbolizând viața și reamintind tuturor legătura indestructibilă dintre cele două contrari, moarte și viață. Niciuna nu poate fi definită, descrisă, fără a recurge la cealaltă. Deci niciuna nu are sens fără cealaltă. Ele există complementar și de nedespărțit, sau cum spunea un autor antic. Nimic nu poate fi veșnic odată ce s-a născut.